În fiecare zi ne luptăm, poate în mod involuntar, unii dintre noi, cu ceea ce se numește păcat. Pentru că știm că Dumnezeu condamnă păcatul și din cauza lui o ducem rău. Faci o faptă pe care societatea o numește păcat și ești tras la răspundere. Fie ești amendat, fie faci închisoare. Și cauți ca viața pe care o ai să fie trăită în armonie cu legile care sunt pe lumea aceasta, în așa fel încât să nu păcătuiești. Știind că plata păcatului este moarte. Și de fiecare dată când mergem la cimitir să conducem pe cineva, pe ultimul drum pe acest pământ, observăm că versetul acesta se împlinește și plata păcatului este moarte. Eu personal nu cunosc pe nimeni care să fi scăpat de moarte. Și Biblia relatează doar puține persoane care au învins moartea. Și ca unii care venim la biserică și dorim să căpătăm viața veșnică, ne facem planuri cum am putea în fiecare zi să nu mai păcătuim. Vreau să vă întreb pentru început, cum definiți păcatul? Ce ar fi păcatul? Ce este păcatul? Călcarea legii lui Dumnezeu. Da, este și aceasta una dintre definiții. Ce mai este păcatul? Cum am putea să-l definim? Ați păcătuit zilele trecute? Da. Și cu gândul. Deci nu trebuie să calci legea lui Dumnezeu, numai să te gândești. Și deja ai și păcătuit. Și păcătuind, lucrurile merg mai rău, mai greu. Lipsurile se mulțesc. Studiam la școala de sabat că tot ai, tot strângi, bagi într-o pungă și zice un verset din Biblie, la final vezi că punga a fost spartă. Și când bagi mâna să scoți ceva de unde ai băgat, vezi că nu mai e nimic. Și pe plan financiar, și pe plan familiar, și pe plan spiritual, nu strângi, n-ai nimic. Am găsit un pasaj în Sfânta Scriptură, peste care am trecut poate altă dată, și care dă o definire, sau ne spune mai exact ce este păcatul, și definiția aceasta m-a îngrozit. Pentru că mi-am dat seama că păcat nu este doar să calci o anumită lege, ci e mai mult decât atât. Unul dintre ucenicii lui Iisus Hristos, Ioan, a scris în multe rânduri și a scos în evidență cât de frumos este să ai o viață de creștin. O viață în care toate lucrurile să meargă bine. Și chiar și atunci când lucrurile nu merg bine, să fii în stare să te bucuri. Atunci când ai bani, atunci când oamenii se întorc împotriva ta, atunci când pici un examen, atunci când n-ai de lucru, atunci când se întâmplă în viața ta să vină o boală sau altceva, totuși să rămâi fericit, împlinit și să te bucuri de ce a mai rămas știind că te așteaptă numai lucruri bune. Și ca și noi toți care îl iubim pe Dumnezeu, ne punem întrebarea cum am putea să avem o astfel de viață. Și Ioan, la pagina 1198 în Sfânta Scriptură, într-una din epistolele sale, notează de la cuvânt, de la început, că Dumnezeu dorește să avem o viață plină de bucurii. O viață în care să ne ajungă tot ceea ce avem. Nu-mi permite timpul să citez toate versetele acestea, cuvintele pe care le-a scris Ioan, și aș vrea doar să fac o retrospectivă, doar așa, într-o povestire, doar să aduc aminte unele lucruri pe care le notează Ioan aici și care ne sunt de folos ca să înțelegem ce înseamnă o viață fără de păcat. O viață plină de bucurie. O viață îmbelșugată. Aș vrea doar să vă povestesc prin câteva cuvinte și acasă, cei care doriți, să citiți 1 Ioan, toate cele 5 capitole, dacă aveți timpul necesar, și citindu-le vă veți aduce aminte de cuvintele pe care vi le voi spune acum.
În prima parte a epistolei sale, Ioan vorbește chiar de la întâiul verset că Dumnezeu ne-a dat cuvântul vieții. Și spune mai departe, zice, viața aceasta frumoasă ne-a fost arătată deja. Știți când? Atunci când a venit Domnul Iisus Hristos și a trăit printre oameni, spune că oamenii au văzut ce înseamnă o adevărată viață. O viață de om care nu păcătuiește, o viață de om care nu-și bate joc de alții, o viață de om în care nu fură, nu minte, nu înșeală, o viață adevărată. Și spune Ioan, de la început am văzut în Iisus Hristos aceste lucruri. Am văzut cuvântul care dă viață. Îi zice, eu vă povestesc acum, nu povești sau basme, ce am văzut, ce am auzit, ce am pipăit cu mâna mea, vă spun. Și toate aceste lucruri se găsesc în Iisus Hristos. El este viața. Mergând puțin mai departe, zice, dar cuvântul acesta pe care l-a rostit Iisus Hristos și care este cuvântul vieții, a ajuns să fie folosit la altceva. Și spune în versetul 6, zice, dar unii dintre noi au început să mintă. Și tot el nu-i lasă pe oameni să rămână așa și zice, dragilor, nu mai mințiți. Pentru minciună, vine la versetul 9 și spune, este mărturisirea. Mărturisiți lui Dumnezeu păcatele voastre și Dumnezeu vă va ierta. Mărturisiți-vă păcatele. El este credincios și drept și ne va ierta. Iertându-ne vom avea o altă viață, o viață mai bună, o viață mult mai bună, adevărata viață. Și Apostolul Ioan merge puțin mai departe și spune în versetul 4, capitolul 2, versetul 4, pornind de la cuvântul vieții, ajungând la cuvântul mincinos, ajungând la cuvântul mărturisirii, adică mărturisește dacă ai mințit, mărturisește-ți păcatul tău și El te va ierta, ajunge la cuvântul adevărat. 2, capitolul 2, versetul 4 și zice, adevărul trebuie să fie în noi. M-am adresat la început întrebarea, ce este păcatul? Am citat toate aceste lucruri într-o paranteză și încerc să scurtez cât mai mult ca să nu depășesc timpul. Am amintit toate aceste lucruri despre care vorbește Ioan pentru că ne sunt de folos acum. Ca și răspuns la întrebarea, a bine, bine, în final, ce este păcatul? Și Ioan nu se poate abține și de la capitolul 2, versetul 7-8, începe să vorbească despre un singur lucru. Despre un singur lucru. Aș vrea să vă citesc cele două versete, versetul 7 și versetul 8. Prea iubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care ați auzit-o de la început. Porunca aceasta este cuvântul pe care l-ați auzit. Totuși vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la El, cât și cu privire la voi, căci întunericul se împrăștie și lumina adevărată și răsare chiar. Și mă opresc aici. Poate că sunt cuvinte greu de înțeles. Poate că nu înțelegem ce vrea să zică și acum vreau să dau explicația. Prea iubiți-vă, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche. Cât de veche? De 100 de ani? 160-170 de când e biserica noastră? Mai veche de 100 și ceva de ani. Cât să fie, de 2000 de ani, vorbeam cu cineva, și poate ați vorbit și dumneavoastră, cineva din cadrul Bisericii Ortodoxe și îmi zicea, biserica noastră este de 2000 de ani. Și m-am bucurat și am zis că totuși e tânără. La 2000 de ani încă e tânără, nu-i destul de veche. Și fiecare încearcă să se gândească la lucrurile care sunt
cât mai de la început, pentru că ele sunt cele mai bune și în ele nu este păcat. Aici e problema. Lucrurile care au fost date de Dumnezeu mai la început n-au conținut păcat. Dar pe măsură ce oamenii au crescut, au devenit mai șmecheri, au devenit mai păcătoși și rând pe rând și generație după generație oamenii au adăugat. Și la un moment dat în Biblie spune că unii au pus și vârf păcatelor lor. Adică după ce au construit într-o viață numai păcate, ce că la un moment dat au pus și vârful. Și Ioan le spune iubiților săi, zice, dragilor, avem o poruncă veche pe care am uitat-o. Și pentru că am uitat-o, lucrurile merg rău. Și pentru că lucrurile merg rău, avem o viață tristă. Avem lipsuri, avem printre noi bolnavi, avem printre noi oameni care sunt în închisori, avem printre noi tot felul de lucruri rele care n-ar trebui să fie. Pentru că am uitat o poruncă. Și porunca aceasta este cea mai veche dintre toate poruncile. Dacă n-am fi uitat-o, astăzi am fi fost altundeva. Și am stat eu și m-am gândit, care este cea mai veche poruncă? Nu să puteți să o recunoașteți? Cea mai veche. Zice, prea iubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, numai puțin. Zice, vă scriu una veche. Și ca să comentez puțin, zice, porunca pe care ați avut-o de la început. Zice, totuși porunca asta veche e nouă pentru unii. Deci a ajuns să fie nouă. Adică unii n-au știut-o. Dar e totuși o poruncă veche. E mai veche decât Biserica Ortodoxă și decât Biserica Adventistă și decât Biserica Baptistă. E mai veche decât toate. E mai veche și decât Ioan. Deci e o poruncă veche. E atât de veche și atât de bună încât dacă o veți împlini, veți fi fericiți. Cu adevărat fericiți. Și cuvântul vieții, și cuvântul adevărat, stă tot mai în porunca aceasta veche, foarte veche. Ce spuneați? Porunca cea nouă este cuvântul. Cuvântul, și el spune aici, foarte bine, a văzut sora Iana, este, cred că, una dintre cei mai atenți ascultători. Spune aici, în versetul 7, porunca aceasta veche este cuvântul. Și acum adresez eu întrebarea, care cuvânt? Care cuvânt este suficient de vechi și totuși nou și actual? Și care pentru unii este o noutate? Care este cuvântul suficient de vechi care îl face pe un om să nu mai păcătuiască? Pentru că dacă știu cuvântul acela, nu îi zic magic, ci este un cuvânt sfânt. Dacă știu cuvântul acela și îl accept în viața mea, voi fi altfel. Vă mai pun câteva întrebări ajutătoare. Amintiți-vă, este o poruncă veche. Spune aici și porunca asta veche este un cuvânt. El începe să identifice. Și dacă veți citi unul Ioan până la sfârșit, veți vedea că pasaj după pasaj subliniază un lucru, o idee foarte importantă. Și începe să descopere în fața ascultătorilor, în fața preiubiților săi, care este cuvântul acesta care schimbă vieți, care dă o viață veșnică. Iubire. Este un lucru foarte important. A zis ceva Iisus. Dar totuși El este cuvântul, zice, eu sunt cuvântul. Dar El este ceva. Este mai mult decât un cuvânt. Dragostea, iubire. Ați copiat, v-ați uitat în Biblie și ați văzut ce scrie după aceea. Nu. Aș minți întâi de Dumnezeu. Așa este. Cea mai veche poruncă este iubirea. Și spune El câteva versete mai jos. Cine iubește rămâne în Dumnezeu, rămâne în lumină. Versetul 10. Cea mai veche poruncă și totuși nouă. Cea mai mare, îl întreabă la un moment dat Domnul Iisus pe unul dintre fruntașii unei sinagogi, tu ce zici? Fruntașul întreabă pe el, care e cea mai mare poruncă? Cea mai veche, cea mai tare. Zice, dar tu cum?
Cum ai citit acolo? Tu ce ai înțeles? Zice, am înțeles că cea mai mare, adică cea mai valoroasă, adică cea care le cuprinde pe toate, este să-L iubești, iubirea. Să-L iubești pe Dumnezeu cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, din toată inima ta, din tot sufletul tău. Și pe aproapele tău să-L iubești ca pe tine însuți. Este un cuvânt mare și este cel mai vechi cuvânt. Și porunca aceasta pe care vă scriu este foarte veche și este tocmai cuvântul care s-a arătat, spune în primul verset, cuvântul vieții, iubirea, dragostea lui Dumnezeu care s-a arătat prin Iisus Hristos. Amin. Cât de mare este iubirea lui Dumnezeu? Nu o putem măsura. Putem doar să ne dăm seama, așa, privind viața Domnului Iisus, citind cuvintele din Biblie, ce înseamnă dragostea de Dumnezeu? Spune la un moment dat, în care poruncă, sau care este cea mai mare dintre porunci? Zice, este una în care se cuprind toate. Care este porunca aceea? Să iubești. Aș vrea să-i dăm un înțeles versetului 7. Și aș vrea să forțez puțin nota și mă iertați poate dacă mă veți înțelege greșit. Și aș vrea să-i ofer versetului 7 o aplicație. Și aș vrea să vi-l citesc altfel. Nu voi schimba de acolo decât un singur cuvânt. Și acela este cuvântul. Prea iubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care ați avut-o de la început. Porunca aceasta veche este cuvântul te iubesc. Sunteți de acord cu mine? Sunteți de acord? Spuneți-mi, știți care este legătura desăvârșirii? Ce spune Coloseni, capitolul 3, versetul 14, Apostolul Pavel? Dragostea este legătura, exact așa spune, dragostea este legătura desăvârșirii. Un soț și o soție vor avea o viață nefericită dacă între ei lipsește te iubesc. Dacă lipsește dragostea, ei pot să facă multe lucruri împreună, pot să-și crească copii împreună, pot să meargă la serviciu, să adune bani împreună, chiar cu vârf câteodată, pot să facă o casă sau două case împreună, pot să-și educe copiii la cele mai înalte școli împreună, pot să meargă la cumpărături împreună, pot să meargă la furat împreună, pot să meargă la nunți, la onomastice împreună, pot să meargă, cum spunea cineva, luați-vă timp și mergeți în parc, doar soțul și soția împreună. Pot să facă toate aceste lucruri, dar dacă lipsește acel te iubesc, cuvântul acesta vechi, dacă lipsește, e totul în zadar. Într-o biserică, lăsând familia la o parte, care este o biserică mai mică, într-o biserică, acolo unde lipsește cuvântul sau porunca, că este o poruncă, iubiți-vă unii pe alții, acolo unde lipsește, pot să fie servicii divine, poate să fie misiune, poate să fie dăruire, în așa biserică pot să fie ascultători foarte atenți, care nu mișcă piciorușile, nu mișcă din mâini, nu deranjează pe nimeni. Dar degeaba, dacă lipsește cuvântul, te iubesc. În societatea din ziua de azi, se încearcă găsirea unei formule în care toți să fim omogenizați, să fim una, în așa fel încât să nu mai existe hoți, să nu mai existe poliție, să nu mai existe comercianți care vând euri și doctori care încearcă să scoată eurile din om la spital. Și să existe așa ceva, o societate idilică, adică divină, frumoasă, ceva ce numai cu gândul te poți duce, și încearcă să dea diferite legi prin care oamenii să se conformeze și să fie de toate pentru toți. Cei bogați să dea la săraci, cei săraci să muncească și să fie fericiți și toți să aibă împreună de obște, cum scrie Biblia. Dar în societatea aceasta, probabil că s-a uitat cuvântul acesta vechi și porunca aceasta veche, care zice Biblia, ați avut-o de la început,
dar care a rămas undeva în spate, în istoria poate a unei biserici. Și cuvântul acesta este, sau porunca aceasta veche este cuvântul te iubesc. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă atunci când doi tineri se gândesc să se căsătorească și fac lucrul acesta, își iau și măsuri de precauție, sunt niște certificate care se fac și niște înscrisuri care se fac în cazul în care într-o zi se vor despărți, să rămână 5 porci la unul, 5 la celălalt. Mobila de la mama să-i rămână lui și mobila de la tata să-i rămână ei. Tot felul de legi din acestea. Dar imaginați-vă că n-ar mai fi nevoie de nicio lege, pentru că n-ar mai fi nimic de condamnat, dacă porunca aceasta veche, care este cuvântul te iubesc, ar fi acceptată. Prea iubiților, nu vă dau un sfat. Și nici nu vă scriu o poruncă nouă, ci vă aduc aminte că Dumnezeu ne-a lăsat o poruncă veche, aceea să vă iubiți unii pe alții și să-L iubiți pe Dumnezeu mai mult decât orice. Spune chiar că și roada Duhului este dragostea, iubirea unii față de ceilalți. Zice, pe lumea asta rămân trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai veche, cea mai tare, cea mai mare, mulțumesc că ați repetat și n-am mai trebuit să spun eu, cea care nu va pieri niciodată și cei ce o au nici ei nu vor pieri, este te iubesc, este dragostea. Ați observat că Domnul Iisus Hristos n-a păcătuit dintr-un simplu, nu chiar singur, dar simplu motiv. Pentru că El a iubit cu adevărat. Și când iubești pe cineva, n-ai cum să-l bați, n-ai cum să-l înjuri, n-ai cum să-l minți. Și când iubești pe cineva, n-ai cum să-l lași să piară, ci-l ajuți, îl vindeci, îl sprijinești, îi dai. Porunca aceasta veche e atât de veche, mai veche decât orice biserică, și a fost dată de la început lui Adam și Eva. Îmi imaginez ce viață fericită au avut ei. Viață fără păcat. Din ce cauză? Pentru că s-au iubit. O viață deosebită, care pe parcurs din cauza păcatului a dus într-o altă direcție, dar totuși o viață deosebită. Prea iubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche. Și porunca aceasta veche este tocmai cuvântul te iubesc pe care l-am pipăit, versetul 1, l-am auzit și l-am văzut. Și când spui Iisus Hristos, spui te iubesc. De acum înainte, de fiecare dată când vă veți spune unii altora, soț, soție sau poate părinți la copii, sau poate copii la părinți, sau poate frați între frați și surori între surori, cuvântul acesta vechi, mare și deosebit de valoros, te iubesc, de fiecare dată când veți spune cuiva te iubesc, veți zice automat, Dumnezeu e în mine. Iisus e în mine. Nimeni nu poate spune te iubesc, mă refer nu la mincinoși, ci mă refer la cei care îl spun cu adevărat, nimeni nu poate spune te iubesc dacă Dumnezeu nu este în el. Cuvântul acesta are o valoare inestimabilă, este cel mai vechi. Și spune că Dumnezeu a creat lumea din ce cauză? Din cauza iubirii sale. Spunea cineva, un scriitor, ce cu apa mării, dacă aș scrie iubirea sa pe cer întins, și orice om de-ar vrea să fie un scrib, un scriitor, pe al slavei necuprins, tot n-ar ajunge, spune mai departe, căci mării de-ar seca. Din veșnicii în veșnicii se întinde dragostea sa. Scriitorul acesta a remarcat că dragostea lui Dumnezeu este din veșnicie, este cea mai veche, mai mult decât vechi, ci din veșnicie. Și revenind la întrebarea pe care v-am pus-o la început, ce înseamnă să nu mai păcătuiești? Aș vrea să vă dau un răspuns scurt. Tot
ce nu este din iubire este păcat. Tot ce nu este făcut din iubire este păcat. Lucrul acesta m-a îngrozit. Pentru că mi-am dat seama că am făcut foarte multe lucruri în viața aceasta și le-am făcut din obișnuință, nu din iubire. Spuneți-mi, v-ați gândit vreodată când ați făcut ciorbă acasă să o faceți din dragoste, din iubire? V-ați gândit? Nu. Dar gândiți-vă că ciorba aceea pe care o faceți, tot ce faceți, și vreau să vă dau acum și un pasaj care nu vi-l zic eu de la mine că l-am inventat mai înainte. Deschideți, vă rog, împreună cu mine, în 1 Corinteni 16:14. 1 Corinteni 16:14, pagina 1127. 1127. Și ascultați ce spune Pavel. Tot, cine vrea să citească? Tot ce face să fie făcut cu dragoste. Cu dragoste. Imaginați-vă în viața de familie să faci mai mult decât o ciorbă. M-am legat de cuvântul acesta, că n-am timp, sunt atât de exemple, dar am depășit deja timpul care mi-a fost alocat. Ce înseamnă să faci o ciorbă, dar să nu o faci doar ciorbă, ci să pui dragoste și să oferi cu dragoste. Tot ce faci să fie făcut cu dragoste și să ții cont că tot ceea ce nu este cu dragoste și din iubire, din porunca aceasta veche, tot ceea ce nu este cu dragoste este păcat. Acum gândește-te la cât de păcătos ești. Și stau să mă gândesc eu la cât de păcătos sunt, la toate lucrurile pe care le-am făcut, dar nu din dragoste. Pentru că am uitat porunca aceasta veche. Dar imaginați-vă, dacă ar fi să fim răsplătiți pentru toate lucrurile pe care nu le-am făcut cu dragoste și care sunt păcate, unde ar trebui să fim? Nu putem decât să-i mulțumim lui Dumnezeu că nu suntem și nu primim răsplata care ar trebui. Vedeți? Repet din nou și poate aceasta ar trebui să fie titlul prezentării din dimineața aceasta. Tot ce nu este din iubire este păcat. Ciorba care nu se naște din iubirea soției sau a soțului. Munca care nu este făcută cu iubire la locul de muncă. Și toate celelalte lucruri care nu sunt făcute din iubire sunt păcate. Dumnezeu să ne ajute ca tot ceea ce vom face de acum înainte să facem cu dragoste, știind că Domnul Iisus a zis, există un lucru prin care chiar și cei din lume îl vor cunoaște pe Dumnezeu și vor cunoaște că sunteți copiii Lui. Care este acel lucru? Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți copiii mei, a zis Dumnezeu. Pentru că vă iubiți unii pe alții. Iubirea, cuvântul acesta, porunca aceasta veche, a fost de la început. Nu există lege pe lumea aceasta. Nu există principiu. Eu am niște principii. Eu o fac așa, 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 așa. Nu există principii pe lumea aceasta care să funcționeze fără dragoste. Gândiți-vă la lucrul acesta, nu mai am timp acum, dar gândiți-vă că nimic din ceea ce există pe lumea aceasta nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze sau nu merge așa cum ar trebui să meargă dacă nu are dragoste. Supuneți și cele 10 porunci asupra acestei propoziții pe care am rostit-o. Cele 10 porunci, a nu fura fără dragoste, a nu minți fără dragoste, a nu respecta pe părinți, dar fără să iubești. A ține sabatul, dar fără să iubești pe Dumnezeu. A nu lua numele Domnului în deșert, dar nici a-L iubi. A nu te închina la idoli, dar fără să-ți închini dragostea ta lui Dumnezeu. Și prima poruncă, să nu ai alți Dumnezei, dar nici să nu-L iubești pe Cel pe care L-ai. Cred că nu există principiu, nu există lege pe lumea aceasta care să funcționeze fără iubire. Tot ce faceți, 1 Corinteni, să faceți
din dragoste. Închei cu versetul de aur, sau unul dintre versetele de aur. Ce atât de mult a iubit, ce a făcut? Primul lucru pe care l-a făcut, atât de mult a iubit, încât dorește ca și noi să ajungem să iubim, să înțelegem ce a făcut pentru noi. A dat pe singurul lui Fiu, care a venit aici pe pământ, nu pentru că era principial, nu doar datorită faptului că trebuia să o facă cineva, ci datorită faptului că ne-a iubit, a venit pe pământ și a dat viața pentru ca toți cei care vor să primească din dragostea Lui să nu piară și să fie mântuiți. Dumnezeu este iubire. El a iubit, te iubește și te va iubi și în veșnicii. Rămâne un singur lucru, prea iubiților. Să vă citesc din nou versetul acesta mare, care spune așa. Prea iubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care ați avut-o de la început. Porunca aceasta este cuvântul te iubesc. Cuvântul, sau Iisus, cum a spus cineva aici. Ce este cuvântul? Când spui Dumnezeu, când spui Iisus, spui iubire. Porunca aceasta veche este cuvântul pe care l-ați auzit. Totuși, pentru unii este o poruncă nouă. Este adevărat lucrul acesta. Dar întunericul începe să se împrăștie și lumina adevărată, dragostea adevărată, vrea să răsară iar. Să ne ajute Tatăl nostru Ceresc, Cel care ne iubește atât de mult, să înțelegem cel mai mare cuvânt, cea mai mare poruncă, cel mai vechi și mai valoros cuvânt, cea mai veche și mai valoroasă poruncă este tocmai iubirea sau te iubesc. Faceți în viața care v-a mai rămas pe acest pământ și mi-a spus și mie, faceți lucruri sau lucruri vremice de slavă. Faceți tot ceea ce faceți cu iubire și din iubire. Amin. Neuitând că tot ce nu este din iubire este păcat. Dumnezeu să ne ajute la aceasta, să ne ajute să putem să împlinim porunca aceasta veche și tot ceea ce facem, să facem din iubire, știind că este printre altele și singura cale ca să nu mai păcătuim. Păcat este tot ceea ce nu este din iubire. E mai mult decât călcarea legii. Păcat este tot ceea ce nu vine din iubirea ta și a mea. Dumnezeu să ne ajute ca tot ce vom face de acum să fie din iubire și în felul acesta să nu mai păcătuim. Amin. Amin. Îți mulțumim, Tatăl Sfânt. În dimineața aceasta ne-a adus aminte că cel mai vechi cuvânt este acela, te iubesc. Amin. Tu ești iubire, ești dragoste și ne-a arătat lucrul acesta prin Iisus Hristos, care a venit și a locuit împreună cu noi. Amin. Te rugăm ca în viețile noastre cuvântul acesta, te iubesc, să fie tot mai prezent. Amin. Pentru că știm că atunci când îl vom rosti, înseamnă că Iisus este în noi. Amin. Dorim să nu mai păcătuim. Și știm că dacă avem dragoste desăvârșită din dragostea Ta, nu vom mai putea păcătui. Te rugăm, Doamne, toarnă prin Duhul Tău cel Sfânt, așa cum ai promis și așa cum ai făcut-o de nenumărate ori, toarnă dragoste din dragostea Ta. Ajută ca aceasta să nu mai fie o poruncă veche, ci să fie o realitate a vieții noastre. Să ne iubim unii pe alții, așa cum ne iubim pe noi înșine și pe Tine mai presus decât orice. Suntem fericiți că ne iubești atât de mult. Și îți mulțumim pentru Domnul Iisus care și-a dat viața din dragoste pentru fiecare dintre noi. Amin. Te rugăm ca în dimineața aceasta, așa cum stăm înaintea Ta, să ne binecuvântezi pe fiecare dintre noi. Amin. Te rugăm să ne ierți pentru tot ce am greșit. Amin. Și să ne dai dragostea Ta. Amin. Dragoste care ne va da puterea să biruim și să nu mai păcătuim. Amin. Dorim să fim cu Tine nu numai în împărăție, ci și acum în viața aceasta. De aceea te rugăm să vii în inimile noastre. Amin. Și ajută-ne ca viața noastră să se schimbe. Amin. Și plecând din locul acesta să fim alți oameni, niște oameni noi. Amin. Care sunt locuiți
de dragostea ta. Amin. Îți mulțumim pentru bunătatea ta și te rugăm, ajută-ne ca de fiecare dată când vom face ceva, să facem din dragoste și din iubire pentru tine și pentru seminii noștri. Amin. Și numele Tău să fie binecuvântat pentru toate acestea și slăvit în vecii vecilor. Amin. Amin. Amin.